aș v-aș mulțumi că, așa cum faceți de obicei, când este un moment important, un moment sensibil, aproape de suflet, sunteți prezenți și de aceea sunt mândru că sunt primarul unui astfel de oraș. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Săucac, din intermediul căruia îl avem astăzi ca musafir pe domnul Raiman. Este mare onoare pentru noi să fiți astăzi prezent în orașul la Poalele Măgurii. Și dacă pentru prima dată vă garantez că ați nimerit într-un oraș cu oameni foarte ospitalieri, cu oameni a plecat spre cultură, cu oameni importanți pe care această zonă i-a dat istoriei României. Nu cred că trebuie să vă spun, știți cred că foarte bine, de Iuliu Maniu, care s-a născut aici, de Simeon Manu, care s-a născut în zona noastră, de Corneliu Coposu și de mulți alți oameni de seamă. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să fiți astăzi în mijlocul nostru și sper că în puținele momente în care stați, veți sta cu noi, veți fi mulțumit și încântat de oraș, de oamenii de aici. Vă mulțumesc încă o dată. Domnul Săucar, dacă... Îi mulțumesc și eu, domnule primar, să fiu Țurcaș pentru abilitatea de a susține această lectură publică a scriitorului Sebastian Raiman din Franța. Este o colaborare mai veche cu dumneavoastră. După cum știți, nu sunt pentru prima dată aici la dumneavoastră. Luni vă așteptăm la Ziua Națională a României la Casa Orășitească de Cultură de la ora 17, dar până atunci vă spun că Centrul de Cultură și Artă a județului Sălaj, sub egida Consiliului Județean Sălaj, în parteneriat cu Asociația Culturală JAD, Colegiul Național Silvania Zalău, Asociația Scriitorilor din Sălaj, Cenacul Literal Silvania, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cu sprijinul Primăriei Orașului Șineu Silvaniei, au organizat astăzi două lecturi publice susținute de scriitorul Sebastian Raiman, la Zalău și la Șimleu Silvanie. De la ora 12 a fost prezența la sala festivă a Colegiului Național la Silvania din Zalău, iar acum la primăria orașului Șimleu Silvanie. Înainte de această întâlnire am vizitat sinagoga orașului, iar cu siguranță domnul Raiman va scrie, sau cel puțin va rămâne cu amintiri plăcute de după această vizită. Vă amintesc că în acest an, în seria de lecturi publice și conferințe organizate de instituția noastră și Asociația Culturală JAD, reprezentată aici de domnul Flavius Bucăcel, cu care de mai bine de 4 ani organizăm asemenea evenimente în Sălaj, i-am avut ca oaspeți, printre alții, pe Ovidiu Pecican, Aurel Sasu, Aurel Rău, Ioan Pinte, Olimpiu Rușfelean, Vasile Dâncu, Nicolae Coande, Mircea Mutu, Ioan Aurel Pop, Adrian Suciu, Alex Ștefănescu și Radu Zuculescu. Și acum câteva cuvinte despre domnul Sebastian Raiman, căruia îi mulțumesc și pe această cale, este alături de noi de la mii de kilometri. A debutat în 1966 în suplimentul Povestea Vorbei în revistei Ramuri, publicat de poetul Mirun Radu Paraschivescu, bucurându-se de aprecierea entuziastă acestuia, dar și de prietenia și sprijinul lui Dumitru Țepeneac, Leonid Dimov, Vintilă Ivânceanu, Virgil Mazilescu, Florin Gabrea și alaltor viitor membri ai grupului Onilic. În septembrie 1967 îi cunoaște pe Gelu și Ligia Naum, de care îi va lega o prietenie esențială pentru poezia și viața sa. Prima sa carte, Geraldine, din 1969, a fost ținta unor atacuri orchestrate de Scurgea și Scâdea Tineretului, dar a fost comentată elogios în presa literară de Ione Voițescu, Radu Enescu și după retragerea din librăria celei de-a doua cărți, acceptarea inițială, 1971, în urma tezelor de iulie, a emigrat și s-a stabilit în Franța. A debutat pentru a da o oară cu texte scrise de prieteni franceze în revista editurii Minuit, în 1977, continuând de atunci să publice poeme, texte, proză, eseuri și traduceri de numeroase reviste literare din Franța. A beneficiat de burse ale Centrului Național al Cărții din Franța ca poet și traducător, a fost prezent în antologii prestigioase,
consacrate poeziei suprarealiste. A fost tradus de asemenea în antologii și reviste din Anglia, Italia, Statele Unite, Grecia, Turcia, Cehia și Serbia. În anul 2000 a apărut un volum în California, iar în 2013, la lectură din Praga, un volum cu prefață lui Petru Cabel. A tradus în franceză 4 cărți de genul Naum, precum și cărți de Mariana Marin, Dan Stanciu, Simona Popescu, în curs de apariție Alexandru Mușina și Ion Strătan. Din 1981 este doctor în psihologie socială la Paris și după un an de studii postdoctorale la Universitatea din Berkeley, Statele Unite, a lucrat ca cercetător asociat la Centre National de la Recherche Scientifique și apoi ca psihoterapeut într-un serviciu public de psihiatrie din regiunea Parisului. O personalitate complexă, discretă, inedită pentru noi, acum este o bucurie că astăzi s-a aflat în județul Salaj, la Zalău și la Șineu Silvaniei, Sebastian Reichmann, căruia îi dau cuvântul acum mai întâi să vă spună câteva cuvinte despre acest desant într-un tărâm inedit, destul de probabil, și apoi să vă citească câteva poeme. Mulțumesc! Vă mulțumesc că dumneavoastră și întregii audiențe, adevărul este că sunt puțin surprins de turnura pe care au luat evenimentele, însă în același timp sunt și bucuros că am ocazia să văd că există oameni interesați să se întâlnească unui cunoscut și să audă și poate câteva poezii, tot din partea unui poet pe care vă spun că nu-l cunoașteți foarte bine. Deci, despre mine în mare s-a spus aproape tot. Ce aș putea să adaug este că n-am fost niciodată în regiunea aceasta a României, că de vreo 10 ani încoace sunt din ce în ce mai des întrebat în diverse orașe din România, dar unde te simți tu, de fapt? Unde ești acasă? Ce nu vin de acasă pentru tine? Și atunci răspund, și acum cred că am găsit și răspunsul, este că am impresia că m-am întors definitiv, dar s-ar putea să mă înșel pentru că am crezut când am plecat, că am plecat definitiv. Și acum văd că sunt aici. Deci am impresia acum că m-am întors definitiv. Deocamdată e doar o impresie, sper să se confirme. Și vă voi citi câteva poeme. Încep eu sau încep eu? Deci am scris, da, asta mi se pare că n-a fost foarte clar. Am scris aproape 30 de ani numai în franceză. Am debutat în română, am scris în românește, am plecat, am avut câteva mici probleme înainte de a pleca, în fine. Și m-am întors la limba română de vreo câțiva ani încoace, continuu să scriu în franceză, de asemenea. Și am să vă citesc câteva poeme din prima carte scrisă și publicată în românește, în 2008, care se numește Mocheta lui Klimt. Dacă cumva cineva vrea să știe de ce se numește așa, vreau să mă întrebe, pot să nu răspuns. Deci, a cincea țară nu e fica. A cincea țară nu e fica geografiei, nici a istoriei, o dimensiune mult mai febrilă o cuprinde. Ea nefiind suma locurilor ce au trecut cu succes testul furtunilor de nisip, este descrisă de undele de eter care unesc punctele fertile ale deșertului. Ca pe harta cu beculețe aprinse de o mână grăbită din anii 50 a metroului parizian. Undele de eter sunt fragmente de timp, tremurând, ezitând,
cristaline și capricioase, ca și înainte de evenimentele înscrise pentru eternitate, în faldurile inflamabile ale creierului unui copil, ai cărui părinți sunt elefantul și broasca țestoasă. Strâmbă minte, scuipă în oglindă. Strâmbă minte, scuipă în oglindă, ar vrea să pătrundă lumea în adânc, să devină un soi de Lenin veșnic, îmbălsămat și fragil să rămână, la trup și la minte, tot la fel de mic. Nimeni să nu-l privească din oglinda spartă, nimeni să nu-i strige lozinci și înjurături. Strâmbă minte, scuipă cu un verșunare, măcar un șoricel să-i țină de urât, șoricel ce doarme uitat în fiecare. Strâmbă minte, scuipă peste lume, valuri de cuvinte, aripi, belirieci. Umbre din adânc se ascund sub umbrele, scuturile consoane din penajul păsării băiate cu ore rele. Mai citesc o poetă, și pe urmă că... În est e greu. În est e greu de știut până unde se poate întinde mocheta lui Klimt. Vinul ne trezește, vinul ne adoarme. Îngerașii de zăpadă se exprimă doar pe ei. Obrajii poeților se îngroașă ca un zid crescut dinăuntru în afară, în timp ce ei se lichefiază într-o cadă cu apă nepotrivită. Kafka e vecin cu Freud în Berghase 19. E greu de știut până când fermentația va rămâne un mister pentru cursul elementar. Vinul ne adoarme, vinul ne trezește. Vă mulțumim domnului Sebastian Raima pentru prezența la această întâlnire. Vă mulțumesc și vouă, mulțumesc domnului primar, căruia la final îi dau cuvântul. Da, să știți că probabil mulți dintre cei din sală ar fi vrut să vorbească, poate că au reținere sau ceea ce e important, și o să mă repet acum, este faptul că și la un oraș mic are oameni cu suflet mare, care au și aplecarea spre partea spirituală a lucrurilor, nu numai spre partea materială. Eu vă mulțumesc. Când mi-ați dat prima dată cartea asta, de fapt m-am spus și în birou, mi s-a deschis la o poezie foarte interesantă, o chemare a orașului în care n-am fost niciodată. Sper că orașul în care n-am fost niciodată până acum și va face o chemare prin ziua de astăzi, astfel încât să nu fie doar prima vizită în orașul nostru. Vă mulțumesc tuturor că ați participat la acest moment spiritual. Mulțumesc Centrului de Cultură și Artă. Și mă bucur că, nu știu, acum știți că eu de obicei ce simt și spun prețin pentru mine. Constat, cel puțin în ultimul timp, o îmbunătățire vizibilă a relațiilor dintre Centrul de Cultură și Artă a județului Sălaj și orașul Șimlea. Un lucru care pentru noi este îmbucurător. Ne pun la dispoziție și de ziua națională ansamblu Meseșu, cu un spectacol care va începe la ora 17, gratuit. Și pentru asta, numele tuturor și anilor, vă mulțumim și cred că dacă au fost perioade în care relațiile n-au fost cele mai bune, aveți unde să veniți, pentru că și noi există și potențial, și oameni cu suflet, și oameni care se implică. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate și pentru că, în special pentru că astăzi ați fost aici.